Iată, văd un ochi important al lui Dumnezeu, chiar în soare, care atunci când răsare, trezește noi scărați. Îmi dă mesajul acesta în fiecare zi, este un alt răsărit de soare și e diferit de toate celelalte. În fiecare zi este un răsărit de speranță, un răsărit de viață. Soarele dă viață, nu o ia. Dacă eu nu știu să mă pot cu soarele, normal, și dacă nu mă purtam frumos cu mămica sau tăticul, tot luam una pe la spate, nu? Așa, o palmuță sau o numerușă. Normal că și soarele mă mai pedepsește dacă eu fac prostii. Dar el face ceea ce trebuie. El nu face nimic în ceea ce nu trebuie. Că și-a intensificat activitatea. Da, e în regulă. Nu am de făcut altceva decât să mă adaptez la faptul că și-a intensificat activitatea și să transform acele radiații mai puternice în ceea ce nu este util. Mintea omenească este capabilă de așa ceva. Mintea omenească este capabilă de foarte multe lucruri. Dacă știe omul să și-o folosească așa cum trebuie. Mintea omenească poate însă să facă și lucruri rele vis-a-vis de ceilalți. Poate să influențeze oamenii în a gândi negativ, în a se scufunda în propriile lor neputințe, în loc de a se ridica prin puterea minții și puterea de a se rearmoniza cu Universul, cu tot ceea ce este în jurul lor. Pentru a dezmorți puțin aici lumea din sală, putem face un mic experiment. O să vă rog să vă suprapuneți palmele. Cu mare grijă să se suprapună și în mod special acele linii, da? Care fac obiectul bicetului în palmă, da? Linii din palmă. Pentru a vă măsura, de fapt, lungimile, da? Mai ales ale degetelor. Bănuiesc că le aveți egal, dacă nu cumva poate ceva vreun deget, altfel nu. Ok, depărtați palmele și țineți-le sus cu puțin, da? Așa, către mine, da? Nu e nevoie să le ținem prea mult, pentru că... Nu, deocamdată țineți-le. Așa, vreo 20 de secunde îmi trebuie mie ca să acționez asupra dumneavoastră, asupra tuturor. Pentru a vedea că se poate face o schimbare în ceea ce privește palmele dumneavoastră. Apropiați-le din nou și măsurați din nou cu mare atenție de la bază, da, acolo unde sunt câmpile și până la vârfuri. Desuprapuneți exact acele linii din centrele palmelor, pentru că altfel nu vă este. Dacă puneți de la vârfuri în jos. S-ar putea să constatați că i s-au lungit degetele de la o mână. Așa este, la femei trebuia să se lungească de apă. La bărbați mai puțin stânga. Da, iată, e special gestul teatral, ceva de genul ăsta, da? Ci doar atât. Am lucrat foarte scurt, fără să mă concentrez cu foarte tare asupra noastră. Vă rog să ridicați din omuile să nu rămâne ceva cu mână lungă. Gata, s-a rezolvat. Tot ce am făcut este să vă trimit o informație. Eu, suport energetic, în care vă spuneam, energia asta e aproastă, dar totuși e utilă. Avem nevoie să trimită informația, să ajungă unde trebuie. Informația este simplă, de a relaxa puțin cartilajele dintre falange. Asta e tot. Nu e nicio șmecherie la mijloc, este un lucru absolut simplu de realizat. Sigur, nu pentru oricine. Trebuie să ai capacitatea de a emite un câmp suficient de puternic, așa cum este, să zicem, un post de televiziune, care emite o stație, acum, da? Și care poate să fie perceput perfect de către receptori, să văd pe ecranul televizorului imaginea perfectă, sunetul, totul, deci am primit informația, sau să fie o stație slabă, nu are destul energie și, indiferent de informația pe care vă transmite postul de televiziune, eu nu văd decât niște furici sau poate aud sonorul, dar nu văd imagine, poate văd imagine și n-aud sonor, informația este incompletă. Asta se întâmplă și când un om, fără să se folosească de o instalație specială, face o asemenea emisie de energie însoțită întotdeauna de informații.
Informația poate fi pozitivă, dar poate fi și negativă. Putem fi manipulați, fără să știm, sau în bine sau în rău. Sigur că, în general, cine își dorește manipularea, o face din scopuri, în general, acoperite de, sau susținute de orgolii, de dorința de a-și arăta muștii, de dorința de a conduce o masă de oameni într-o anumită direcție și știm că există aceste mijloace psihotronice de manipulare. Și nu e nevoie de neapărat de o aparatură foarte sofisticată. Sunt suficienți câțiva oameni, cel puțin ca mine, eu nu sunt poate dintre cei mai tari, mă rog, unul dintre cei mai mari din Federația Mondială, dar asta nu înseamnă că sunt dintre cei mai tari. Mai sunt niște maestri care stau ascunși și care nu ies la lumină, cel puțin în China, pe care știu eu, care sunt foarte puternici. Ar putea să facă asemenea manipulări și să ne întoarcă spre gânduri în acestea cât se poate de pesimiste. Aoleu, ce o să fie? Aoleu! Și acest aoleu sună așa ca un ecou care se tot întinde. Era o poveste cu un ciobănaș care a dormit când își păștea oile și când s-a trezit, n-a mai găsit oi. Și a început să strige, aoleu, oile mele, ecou, aoleu, oile mele, a fugit printre voi și a găsit oile. Și fericit, mi-am găsit oile, ecou, mi-am găsit oile, adorme din nou. Și iar dispar oile, din nou, aoleu, oile mele, ecou, e? Deci, asta se poate întâmpla și nou. Trebuie să fim, sigur, puțin pregătiți. În a urma diverse discipline care accentuează aspectul lucrului cu energia. Pentru că este suficient să fii un pic inițiat, să înțelegi și să percepi în mod clar niște modificări și niște asemenea emisii de energie, pentru a deveni stăpânul tău, pentru a nu fi influențat de persoane care încearcă să te manipuleze. Pentru că atunci îți dai seama și l-au zis pe domnul pe un an de parcă, da? Nu? Cu cuvărniți, dacă am reținut eu bine numele dumneavoastră. Da. Așa, se spunea ieri că suntem trebuie să fim stăpâni pe noi înșine, să ne căutăm și să ne regăsim pe noi înșine. Trebuie să asculte gândurile mele, să mă întreb, sunt ale mele sau nu sunt ale mele. Și asta este foarte important, într-adevăr. Astfel încât exercițiul acela al rearmonizării cu soarele, făcut în fiecare dimineață, nici nu trebuie să dureze mult, chiar dacă nu văd soarele. Fiindcă sunt în București, între blocuri, între case, până apare soarele, eu sunt deja la muncă, poate, sau m-am și săturat de ea, de muncă. Trebuie să-mi imaginez, trebuie să-mi fac acel exercițiu al răsăritului de soare, ca și cum sunt la marul mării, ca și cum sunt un copil dezbrăcat de orice fel de păcate, de orice gânduri rele, de orice gânduri triste, dacă veți, și nefolositoare pentru mine, pentru a mă deschide soarelui și pentru a-l privi ca pe un tată, ca pe un dăruitor de viață, de căldură, de iubire și de armonie. Atunci soarele nu mai poate să-mi facă rău, pentru că m-am rearmonizat eu cu el. El face mereu același lucru. Doar eu fac alte lucruri, care mă fac uneori să mă pun în relații de dușmanie cu soarele, să mă feresc de soare, să-mi pun bărălie pe cap. Vă rog să mă credeți, nu mi-a plăcut niciodată să port ceva pe cap. În cap mai îmi place să port câte ceva, dar pe cap nu. Și nu pot să vă explic de ce. Probabil că este o chestiune pe care am primit-o. Să relaționez direct cu Universul, cu Cerul și mai ales cu Soarele. N-am avut niciodată probleme. Este adevărat în cei 58 de ani de până acum a făcut 53 de sport, vreo 22 de sporturi. Dar asta m-a ajutat doar să relaționez mai bine cu mediul, cu Universul, cu Soarele, bineînțeles. Și iată că v-am dat o primă soluție despre cum să întâmpinăm aceste
radiații solare mult mai puternice, această activitate care ne sperie. Dacă ar fi să ne facem la greșelile noastre, pentru că foarte bine, clar și frumos le exprimată de domnul inginer Manea despre ce mâncăm și mai ales despre faptul că de multe ori nu știm ce mâncăm. Pentru că mergem în magazine și ne cumpărăm mâncare, nu avem timp să ne punem toți în balconul casei sau în fereastră să ne cultivăm și porumb și grâu și alte cereale și să creștem și un porc ca acolo, nu? De unde să luăm mâncare? Luăm din magazin. Da, uneori ne mai uităm. Ne uităm pe etichete și vedem că sunt niște euri, ține minte care euri sunt periculoase, uneori nu țin minte și pot să plec cu mâna goală și cu stomacul la fel. Pentru că eu nu mai mănânc nimic, nu știu dacă cumva sunt periculoase. Trebuie să mănânc ceva. Dar există o soluție. O soluție pe care eu am dat-o de asemenea elevilor mei, discipolilor mei, tot în această vară. Și anume, capacitatea omului de a-și face curat la locul de muncă, în propriul său organism. Există un exercițiu, l-am creat, acest exercițiu pe care l-am numit tehnică de segregare a substanțelor periculoase din organism. Eu mănânc, mă duc undeva, sunt invitat și acolo mi se pun la un protocol, să spunem, sandwich-ul cu salam din ăla, cu salam din ăla, cu brânză de nu știu ce, despre care nu știu cât sunt de sănătoase. Nu mă împiedică nimeni ca, făcând acest exercițiu, să dictez organismului meu să separe substanțele care nu îi sunt compatibile. Și organismul poate să facă lucrul ăsta, dar trebuie să-l reînvăț, pentru că mijloacele folosite de producătorii care pun acolo tot felul de adaosuri care să dea gust, să dea miros, aromă și atractivitate produsului, s-ar putea să mă tenteze și să nu mai gândesc la lucrul ăsta. Dar dacă mă gândesc, atunci este un program pe care îl fac pentru organismul meu și el este capabil să separe aceste substanțe periculoase. Vreau să vă amintesc despre un personaj atât de bine cunoscut, Rasputin, pe care m-a putut nimeni să-l otrăvească, a trebuit să...